la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY uh, În filmulețul ăsta uh, O să vorbesc un pic despre uh, Sistemele de sonorizare profesionale și cum să le Cum să le alcătuim să fie cât mai bine uh, Nu știu dacă o să-i zic episodul 3 de la sisteme de sunet profesionale pentru că e o chestie care am văzut o seară a întrebat cineva am doi sateliți ce să pun la, la ei da? și cineva mai jos a răspuns eu i-am spus să pună minim doi sabufări da? și cineva a răspuns ajunge un singur subwoofer că nu trebuie să dărâm clădirea da? Deci omul întrebat de sonorizări, nu de dormitorul lui X, care ascultă pe diverse boxe profesionale de casă, high fi high end ce vrea el. Da? Și da, să am să fac un filmuleț, <coughs> pardon, să lămurim problema. V-am făcut în cu celălalt, configurare minimă de sistem de DJ, da? sateliți sau topuri, da? cum vreți să le spuneți, două bucăți, da? active, pasive, nu contează. Uh, dacă mergeți pe, uh, nu știu, zic un 15 plus un driver de 1, 1 jumate, 1 jumate sau 2 inch, da? Uh, 15 ăsta nu o să scoată bas, nu știu, ajunge până la un 55, lejer pentru majoritatea urechilor, dar de vă trebuie sabufări. Uh, mai e o problemă. În momentul în care ai pus uh, sabufer, ăsta nu o să mai meargă de la 55 de herți ci o să-ți meargă de la 120 în sus, da? Mult mai lejer, da? Pentru că partea de la 120 în jos până la 40 de herți să zicem, este prelată de sabuferi. Ok? zicem că avem doi subwoofer de, uh, da? de 18 inci avem doi subwoofer de 18 inci aici acum de ce trebuie doi subwoofer? Uh, de ce nu unul de ce de ce de ce păi este foarte simplu uh, minimum un uh, minimul la un sistem super echilibrat, deci ca să fie liniar, da? adică să-mi redea, zicem, de la 45 de Hz la un 17.000, da? să-mi redea de aici cât de cât liniar, da? nu o să fie niciodată o linie dreaptă, că deja dăm legile fizice peste dar avem să zicem un 120 dB, da? și partea de înalte, 145-120, aici este în basul, aici pe partea de medie și înalte, da? Într-un sistem de ăsta, teoretic pe două căi, că de undeva de aici o să preia și driverul, da? Uh, teoretic pe un sistem din ăsta putem să mergem cât de cât, dar... Uh, nu o să avem linearitate deci nu o să avem pe toate frecvențele linearitate decât în felul următor. Și anume, sateliți și una bucată bas, încă una bucată bas de 18 țoli, minim, da? pe fiecare parte. Da? De ce? Sau 2 ori 18. Merge, dar e al dracului de cărat pentru un sistem mic, da? Deocamdată a rămas la sistemele mici, DJ, mini formații și chestii de astea. Uh, pentru că, în general, uh, SPL-ul, uh, nu în general, de fiecare dată, deci SPL-ul topurilor, da? Este mult mai mare decât SPL-ul basului. Dacă avem, uh, nu știu, 98, uh, 106 putem să avem, da? Uh, nu SPL-ul, pardon, sensibilitatea, deci la un watt metru. Ăștia nu să aibă, au 94, 96. E, în momentul în care îi cuplăm acustic, da? Deci cuplajul acustic înseamnă că ei vor coborâ și mai bine în frecvență. Da? Dacă, spre exemplu, sunt, am unul singur, coboară până la 50 de hertz, am amândoi cu plații acustic în funcție de sală poate să ducă până la 47 de Hz, deci asta înseamnă mai mult bas și SPL-ul, după cum v-am mai spus, incintă lângă incintă, crește cu 3 dB și 3 dB ăștia de aici te vei ține după topuri, da? Asta e ideea, da, și trebuie să întotdeauna mai mulți bași decât topuri. În altele și mediile le redai ușor și la SPL mult mai mare decât basul. Da? Ce ați văzut și există pe internet și la sisteme profesionale, sistemele de căcat, pardon de expresie, care se numesc 2.1. Da? 5.1 sau 7.1. Deci vă dați seama acolo: gălăgie de la 7 sateliți și un singur subwoofer În general, astea de calculatoare de casă 5.1. Uh, o să vă explic imediat și cum sunt făcute de redau basul ăla. Da? Uh, toată jucăria se numește psicoacustică. Și de fapt ai un sistem, zicem, 2.1, da? Ai doi sateliți care au o medie și o înaltă, da? Hai să scriem aici mid, hai ca să înțelegeți mai clar. Da? Deci avem mid și high. Medii și înalte, da? mid, high. Astea are, redau. Ok. Și care amândouă pleacă dintr-un amplificator care îl găsim pe spatele unui subwoofer. Da? De 6, 8, 10 inci, nu contează. Zicem 10 inci. La 10 inci mai treacă mergă. Dar când avem subwoofer de 6,5 inci, care nu e subwoofer, avem un răspuns în frecvență, să zicem, de la 45 la 200 de hertz da? Dacă punem un aparat pe el să-l măsurăm, ce redă, el de fapt pleacă undeva de la 65, 70, 80 de herți în sus. El nu știe săracul să redea frecvența de 55 de herți, 50, 45, dar atunci acum saude aude, că sunt unele care chiar se aud și au bas plăcut și ei toată șmecheria asta se numește psihoacustică Da? Deci normal este uh, clientul este minț, mințit și păcălit. În momentul în care își cumpără un sistem care îi se pare lui că dă bas, uh, dar măsurat, pus analizor pe el, nu există frecvențele de 50 de Hz, de 60 de Hz, nu există, lipsesc cu desăvârșire da? Și astea, jucăriile astea nu pot fi ridicate mai mult de 89-90 de decibeli. Da? Deci când vedeți sistem de asta 2.1, 5.1, 7.1, fugiți ca dracu de ele. De-aia v-am și dat, mă întreabă cineva, domne vreau și eu niște boxe de casă, la, la... vreți niște boxe de casă la un buget? Deci boxele de high fi sau high end poate să coste 40.000 de euro bucata. Da? Nu e <coughs> nicio problemă. Da? Bine, deja acolo sunt porcării de audiofil care oricum n-au treabă cu sunetul, cu bași pufoși și alte prostii. Dar un sistem decent care să auzi în casă, deci recomandarea mea și mergeți și ascultați dacă vreți să magazine în București care au unde să ascultați tare și luați toate boxele la rând și le ascultați, luați două monitoare de studio, da? monitoare studio, două bucăți, toate sunt uh, active, da? Deci vii cu telefonul, cu ce vrei în el, cu așa, cu ce sursă de, de sunet vrei în el și iați un singur subwoofer, da? Ăsta e un sistem 2.1 care se ține unul după altul pentru cameră, da? Nu faceți concerte cu monitoare de studio, dar avem peste 108 decibeli, da? Uh, se găsește și la 1000, 1500 de lei bucata, foarte bune, uh, Yamaha, spre exemplu, au unele destul de ieftine, da, deci sistemul ăsta care vi-l faceți din două monitoare și un subwoofer activ, de la KRK, spre exemplu, iar foarte bune, scumpicele, dar calitatea sunetului, da, uh, și SPL-ul nu se compară cu niciun sistem de, de, de casă, chiar dacă e hi-fi high sau high-end, la orice preț vreți voi. Pentru că claritatea din studio este claritatea de studio. N-are cum vasilica să se facă ție nu știu ce boxă. Ok? Dacă aveți buget mai mare, sunt alte recomandări. Dar pentru casă, astea merg cel mai bine. Altă recomandare pentru casă, că am ajuns la astea de casă de la una la alta, o dăm așa. Altă recomandare pentru casă, v mai spus o dată, sunt microlaburile alea, solo 6 sau ceva de genul ăsta parcă solo 6, alea cu două difuzoare pe bas. Deci nu pot să vă explic cum să pot auzi. Deci nu, la prețul ăla nu are de unde să facă. Deci am impresia că adaosul la, la compania asta, chinezească, bineînțeles, adaosul e foarte mic. Oamenii vor să vândă multe unități. Pentru că profitul faci cu 10.000 de bucăți vândute, da? cu 2 dolari. Profit per bucată, decât să-l faci cu 3 bucăți vândute la care ai, nu știu, dublu preț, 100 de dolari, da? Deci ăștia egal 20 de mii, da? Și vânzări, rulaj mare, asta înseamnă 300 de dolari profit. Da. Nu toată lumea gândește așa, aș pune un brand acolo și ăla e. Gata, hai să-i luăm banul la fraier, că oricum nu sună bine, dar nu mai contează. Uh, deci asta sper că ați înțeles care e recomandarea. Am trecut la chestiile de, de la boxele profesionale de concert la cele de high fi pentru că vreau să vă lămuriți odată. Toți cei care mă întrebați ce boxe să-mi iau de casă, am buget 1500 de lei. Mergi pe două monitoare de studio. Mm, A ocoli Beringer, dar sunt mult mai bune decât 90% din jegurile de boxe din din magazine. Uh, SPL-ul e 108-112, la alea de casă la 90 să zicem să rămână. Uh, și singurul dezavantaj este că uh, merg doar în camere mici, camere mici gen nu știu, 2 metri jumate pe 4, pe 5, deci nu în camere mari. Și de ce? Pentru că uh, boxulițele de studio sunt near field. Da? Uh, în general, near field înseamnă că se aud undeva la un metru jumate, indiferent unde uh, le așezi. Da? Uh, sunt cât de cât direcționale, cât de cât. Că n-au cum sunt linerei să fie mega-direcționale, dar sunetul lor cam în, uh, în zona asta, așa sunt și au unghiul foarte îngust da? de dispersie. Uh, și o să vedeți că dacă puneți două boxe, cum puneți alea. Uh, de raft uh, și puneți una într-o parte, una într-o parte, în mijloc, aici, dacă stați la peste un metru jumate, o să aveți lipsă blană în, în, multe frecvențe. Dar dacă sunteți, eu știu, la un PC, stați la un birou, gen cum stau băieții în studio, da? la un pupitru de mixaj sau de masterizare, atunci nu e nicio problemă. Da? Deci îndreptați una așa, una așa și le auziți super clar. Okay? Deci asta ar fi dezavantajul, dar ca sunet, sunet, calitate, SPL, nu avem ce să discutăm. Ok? Că decât să dai pe o ibița 10 milioane și să se ca o răgălie și să te țină 6 luni sau 3 grătare, mai bine e ceva de calitate. Iar am luat-o aproape 14 minute, ne vedem la filmulețul următor. Bye-bye.